Cel mai mare poet român al tuturor timpurilor a fost omagiat la bisericuța de lemne din satul Cobâla de mai mulți preoți, oameni de cultură și mari iubitori ai operei eminesciene. La 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, în sfântul lăcaș de cult a fost săvârșit un tedeum. Iată, astăzi am săvârșit slujba de pomenire pentru Mihai Eminescu, pentru că, așa cum știți, sunt zilele culturii române și totodată am făcut pomenire și pentru părintele profesor Mircea Păcuraru, care este pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române un fel de Eminescu. Este autorul celor trei volume și multor studii de istoria Bisericii Ortodoxe Române, care ieri a plecat dintre noi și eu, avându-l profesor, m-am gândit astăzi să-l pomenesc și pe el. Au decurs mai apoi momente emoționante în care cei prezenți au recitat poezii și au cântat versurile lui Mihai Eminescu. Impresionantă a fost evoluția unei eleve de clasa 8-a. Timp de aproape 15 minute, Florina Carp a recitat, fără nicio greșeală, poezia lui Ceafărul. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, mirul de mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Dar nu mai cade ca-n trecut în mari din tot în altul. Ce-ți pasă ție, chip de lut, dacă oi fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ce un nume mi-a lăsit, iubitor și rece. Bravo. La evenimentul care a avut loc ieri a participat și primarul comunei Șendriceni, Marian Dohotaru, reprezentanța Asociației Prietenii Bucovinei, Basarabiei și Ținutului Herța, dar și profesori și oameni de cultură, iubitori ai operei eminesciene.